Daniela Iliescu rupe tăcerea și răspunde în mod agresiv miilor de oameni care tot o atenționează pentru mersul strâmb al lui Milan. După felul în care a răspuns, se vede clar că este un argument care o afectează destul de mult și, în acest sens, i-a rugat pe oameni să nu-i mai scrie mesaje în legătură cu forma picioarelor a băiețelului. Dar voi, ce părere aveți? Scrieți-ne în comentarii părerea voastră. Până la următorul video, vă las cu filmările. Am tot evitat să răspund la sutele de comentarii, că nu sunt 10, nici 20, sunt sute de comentarii pe TikTok și o grămadă de mesaje pe care le primim în privat în momentul în care postăm cu Milan cum merge în picioare. Și acum vreau să vă întreb pe voi așa, pe românește, voi aveți impresia că noi suntem retardați și că nu l-am dus pe copilul ăsta la control să vedem ce are? Îl vedem și noi că mergem mai crăcânat, dar este un lucru normal. În loc să dați comentarii și să vă intereseze viața altora, ar trebui să dați un search pe Google să vedeți că este normal ca până la vârsta de 3 ani copilul să meargă mai crăcânat. L-am dus și la specialist, l-am dus la Cluj, la pediatru, la ortopedie, am făcut analize de sânge, totul este în regulă cu copilul ăsta, trebuie să continuăm să-i dăm vitamina D și calciu până la 3 ani, să vedem atunci cum o să fie. Dar până atunci eu sper că o să se îndrepte situația. Așa că mai lăsați-ne cu sfaturile astea, că efectiv sunt sătulă de ele, pentru că știu și eu ce am de făcut, că sunt mamă, îmi văd copilul zi de zi.